Peste 80 de români care au cumpărat pachete de vacanță în Mexic au fost reținuți în aeroportul din Cancun. Autoritățile mexicane le-au interzis accesul în țară, invocând diverse motive, și au sechestrat în aeroport. Am ajuns în Cancun cu o cursă Lufthansa, 85 de români. Am fost întâmpinați după ce am coborât din avion de oameni de securitate care ne-au îndreptat spre o poartă, ne-au cerut pașapoartele, s-au uitat puțin la ele, ne-au cerut telefoanele mobile să le predăm, ne-au băgat în două camere toți înghesuiți cu COVID, fără COVID nu conta. Turiștii români au fost audiați și li s-au confiscat actele de identitate și telefoanele. Aceștia vor fi deportați în țară. Dacă este o procedură, asta e procedura, să oprească pașapoartele și telefoanele, până când se lămuresc treburile să ne verifice CIA și FBI în bazele de date, să vadă dacă putem intra în Mexic. Și după vreo două ore ne-au verificat aceste două agenții și nu am fost potriviți pentru Mexic niciunul. Pe rețelele de socializare circulă o postare publicată de o altă româncă, dar care are o poveste similară. Femeia scrie că a fost ținută în aeroport cu bebelușul de 10 luni, dar că a reușit să se întoarcă acasă. Soțul femeii și restul membrilor familiei nu au reușit să se întoarcă în țară. Ministerul de Externe a venit cu câteva precizări legate de situația turiștilor români blocați în Mexic. Ministerul Afacerilor Externe precizează că în perioada 30-31 ianuarie 2021, Ambasada României la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români, cărora nu le-a fost permisă intrarea în Statele Unite Mexicane la sosirea pe aeroporturile din Mexico City și Cancun. În acest context, reprezentanții ambasadei au întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la situația cetățenilor români și motivele refuzului accesului pe teritoriul mexican. Ministerul Afacerilor Externe roagă cetățenii români care se află în situația asemănătoare să contacteze de urgență ambasada României în Mexic.